țări. Ministrul Anatol Șalaru distruge intenționat unicul organ de conducere militar al armatei, Marele Stat Major al Armatei Naționale. Încălcând contrar legii cu privire la apărare naționale, numărul 345 din 25.07.2003, de la conducerea structurilor militare a țării, atribuindu-și lui personal ilegal aceste prerogative. Totodată, prin acțiuni nechipzuite și în detrimentul asigurării securității militare, el depozitează Armata Națională de sisteme de armament și alte bunuri materiale și patrimoniul militar. Contrar interzicerii de către organele abilitate cu acest drept, el a comercializat 3 complexe de rachete antiriene S-125 Neva, lăsând descoperit fără sisteme de apărare antiriană spațiul aerian al Republicii Moldova. Aducând prejudiciu economic enorm statului de peste 30 de milioane de dolari. Sub pretextul grijii față de militari, printr-o hotărâre ilegală a guvernului, aflat la interimat, la sfârșitul lunii decembrie 2015, a sărăcit patrimoniul armatei cu 3,5 hectare de pământ aflat în municipiul Chișinău. 2,7 milioane de lei este costul daunei adause bugetului armatei prin procurare stofii necalitative pentru confecționarea ținutei militare a militarilor în termen. Efectivul armatei este demoralizat prin cele expuse mai sus, precum și prin răspunderea diferitor insulări, zvonuri, scrisori anonime, controle nesfârșite și nejustificate, inițierea neîntemeiată a mai multor dosare ofițerilor profesionaliști și devotați patriei. O daună enormă a adus statului declarațiile publice recente ale domnului Anatol.